Să hrănești un fluture și să ai ocazia să-l ții în palme este o experiență unică. Acest lucru este posibil la Pride, în județul Harghita, unde un tânăr a investit 10.000 de euro pentru a aduce fluturi tocmai din America de Sud și chiar din Africa. Și pentru că mulți români au ales să-și petreacă în țară, concediul, numărul de vizitatori a crescut enorm în ultima perioadă, ce-i drept. Aceste imagini cu fluturi uriași scăldați în culori vii, hrănindu-se pe coși de portocale, sunt greu de uitat. Tocmai pentru această experiență unică, românii ajung la casa cu fluturi din Pride, aflate la câțiva metri de intrarea în salină. Dacă în alte expoziții fluturii sunt în insectare, la Pride zboară liber și ai ocazia chiar să-i hrănești. Iar cei mai bucuroși de această aventură sunt copiii, care aleargă după ei prin încăperea special amenajată. S-a urcat pe șapă aici și am colegi la care s-au urcat pe pantalon, pe șlap, pe tot felul. Și trebuie să fii atent unde calci, nu? Da. Pentru că sunt peste tot. Fluturile sunt foarte interesante, au niște culori exotice, ți se așează peste tot și specia mea preferată a fost cea cu verde și alb. Mi se pare super drăguț și cu siguranță voi mai veni aici. Cei mici învață la Pride și cum se dezvoltă un fluture. Vestea că la Pride există o casă cu fluturi s-a răspândit repede și turiști din toate colțurile țării ajung în Harghita special pentru a o vizita. Știam de acest loc de fluturi, Casa Fluturilor, știam deja din anii trecuți, pentru că nu e prima dată că venim la Pride și acum am zis e momentul să vadă, pentru că au învățat deja și la școală despre ciclul de viață a fluturilor și cred că e foarte interesant să vadă. Un pic trebuie să lucrăm la partea cu să nu atingem, că sunt mici și sunt curioși și vor să pună mâna că e... În urmă cu 12 ani, cei doi soți care se ocupă de casa cu fluturi au văzut un loc similar în Londra. Dar atunci încă nu știam că cu asta dorim să ne ocupăm în viitor. Numai că am venit acasă, am fost fără loc de muncă, copilul a fost pe drum, fetița noastră, și atunci a trebuit să ne gândim și la viitorul nostru și atunci a venit ideea. Am făcut matematica. Sute de exemplare de fluturi din zeci de specii zboară liber prin casa dedicată lor. Vedete sunt fluturile azur sau fluturile atlas, care impresionează prin coloritul intens.